Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și pentru azi avem o pagină inedită de istorie. Bătălia de la Târgu Frumos, invazia eșuată a Armatei Roșii în România. Din documentele găsite în arhive, în 1944 au fost două bătălii numite Bătălia de la Târgu Frumos. Prima bătălie s-a desfășurat în aprilie, 6 aprilie, 12 aprilie, iar a doua în mai, 27 mai 1944, între trupele aliate ale Germaniei naziste și României, care s-au opus Armatei Roșii a Uniunii Sovietice. În ambele bătălii sovietice au încercat să intercepteze șoseaua Iași-Târgu Frumos-Pașcani și să înainteze cât mai mult spre sud și spre Iași, în cadrul ofensivei din primăvara anului 1944. Potrivit relatărilor lui Hasso von Manteuffel, unul din cei doi comandanți germani de divizie, și Frido von Senger und Etterlin, forțele germane au respins prima ofensivă sovietică din aprilie. În luna aprilie 1944 au avut loc o serie de atacuri ale Armatei Roșii în zona Târgu Frumos cu scopul de a captura acel important sector strategic. Atacurile se pot încadra în ofensiva Uman-Botoșani sau în prima ofensivă Iași-Chișinău. Erau ultimele eforturi ale Armatei Roșii după ce ajunsese în România. Forțele germano-române s-au apărat cu succes în decursul întregii luni aprilie. Atacul de la Târgu Frumos a fost încercarea finală a Armatei Roșii de a cuceri zona pentru a avea de unde lansa o ofensivă de vară în România. Prima bătălie de la Târgu Frumos a fost de fapt o serie de încleșteri de-a lungul mai multor zile, în timpul cărora forțele blindate ale Corpului de Blindate German, Panzerkorps, în principal diviziile Gross-Deutschland, Germania Mare, și a 24-a Panzer au angajat al 16-lea corp de tancuri al Armatei Roșii, care ataca dinspre nord. În ciuda succesului inițial al atacului sovietic, care a reușit să ocupe orașul Târgu Frumos, o serie de contraatacuri au reușit să distrugă vârful de lance al Armatei Roșii, înaintea lorii ca măsuri defensive adecvate să poată fi aplicate. Principalul contraatac german a avut loc de-a lungul șoselei Iași-Târgu Frumos în ziua de 10 aprilie 1944. Tancurile diviziei Gross-Deutschland au înaintat spre Târgu Frumos, venind dinspre est pe două coloane, circa 70 de blindate. Contraatacul a fost atât de rapid încât sovieticii s-au retras după 48 de ore din Târgu Frumos. Succesul german a fost favorizat și de faptul că sovieticii au concentrat forțele lor mult spre sudul localității, neașteptându-se la un atac dinspre est. Germanii au reușit în înaintarea lor spre vest să izoleze și apoi să distrugă o parte a unităților sovietice rămase în sudul orașului. Aviația germană a avut o contribuție extrem de importantă la distrugerea tancurilor sovietice. S-a remarcat asul aviației germane, Hans Ulrich Rudel, care a pilotat personal un Junkers 87 dotat cu tun antitank. Luptele duse au slăbit în așa hal forțele blindate sovietice, încât continuarea atacului în România nu mai era posibilă. În trei zile de luptă, trupele germane au oprit Armata Roșie și au distrus peste 350 de tancuri sovietice. Sursele sovietice fac puține referiri la această bătălie. Istoricul David Glantz a găsit câteva mențiuni ale operațiilor din România din lunile aprilie și mai 1944 în jurnale de divizie. Sursa principală a sa este Istoria Armatei a doua de tancuri sovietică, unde se află o referire directă la bătălie. Este menționat că spre sfârșitul lunii martie 1944, corpul de tancuri a fost trimis în sectorul Armatei a 27-a cu misiunea de atac în direcția Focuri și Podul Iloaiei. În continuare, armata va lovi și va ocupa orașul Iași. Sunt menționate următoarele unități sovietice participante la ofensivă: Armata a doua de tancuri și Armata a 27-a. Din aceste armate au participat efectiv Corpul 35 al Armatei 27 și Corpul 3 de tancuri. Se menționează că probabil Corpul 3 de tancuri a ocupat Târgu Frumos, dar a fost respins de contraatacurile germane. Corpul 16 de tancuri identificat de ofițerii germani nu este menționat în documentele rusești. A doua bătălie de la Târgu Frumos din luna mai 1944 a fost o luptă confuză, în care sovieticii au fost iarăși respinși. Ca și în prima bătălie, rolul hotărător l-au avut blindatele germane, care au restabilit mereu linia frontului. Unitățile de blindate Gross-Deutschland și Totenkopf și divizia 24 Panzer. Infanteria română a avut pierderi grele în această bătălie lângă Târgu Frumos, Ruginoasa și Pașcani, dar a reușit să reziste.
De-a lungul frontului, Armata 4-a română, comandată de generalul Mihail Racoviță, a aliniat trei corpuri de armată ce totalizau aproape 12 divizii. Sectorul Târgu Neamț era apărat de Corpul 1 de armată, comandat de către generalul Gheorghe Radu și format din circa 5 divizii. Tot aici au luptat grupurile 103 și 104 munte. Sectorul Târgu Frumos era apărat de Corpul 5 de armată român, comandat de către generalul Constantin Niculescu și format din 4 divizii, situate între Pașcan și Târgu Frumos. Diviziile 1 și 4 române erau dispuse pe linia întărită. Alte două noi divizii au fost trimise în acoperirea frontului Corpului 5, Divizia 6 la est de Pașcan și Divizia Gardă la vest de Târgu Frumos, zona Strunga. Sectorul din fața Iașiului era comandat de generalul Nicolae Stoienescu și avea 2-3 divizii. S-a remarcat de această dată aviația română, care alături de cea germană a reușit să distrugă numeroase tancuri. Dintre ea și aviației au participat la câteva acțiuni pe acest front Constantin Cantacuzino, Alexandru Șerbănescu, Ioan Milu, acreditați cu circa 50 de avioane doborâte în al doilea război mondial. În această perioadă, aviația română lupta atât contra sovieticilor, cât și a americanilor. În pofida afirmațiilor germane că atacul sovietic a fost o ofensivă în toată regula, în prezent se pare că prima bătălie de la Târgu Frumos a fost o operațiune pe scară relativ mică în contextul luptelor din 1944, de pe frontul de est, deși un succes sovietic ar fi oferit Armatei Roșii o poziție cu mult superioară pentru următorul atac în România. După bătălia de la Târgu Frumos din aprilie, linia frontului s-a stabilizat, dar sovieticii au continuat atacurile în luna mai, când a avut loc a doua bătălie pentru Târgu Frumos, în care au fost iarăși opriți. Tot din aceste poziții, de lângă Târgu Frumos, sovieticii au lansat bătălia pentru România, 1944, sau operațiunea Iași-Chișinău la sfârșitul lunii august 1944. După bătăliile de la Târgu Frumos, germanii au fost extrem de solicitați pe frontul din Bielorusia și Polonia și au fost nevoiți să trimită toate blindatele spre acel front. Retragerile germane au avut un ritm accelerat fără a fi anunțate părții române. Astfel, Divizia 17 Panzer, 23 iunie 44. Divizia SS Panzer Totenkopf, 10 iulie. Divizia 24 Panzer, 13 iulie. Divizia 23 Panzer, 24 iulie. Divizia Gross Deutschland, 26 iulie. Divizia 3 Panzer, 4 august. Divizia 14 Panzer, 6 august. Au mai fost retrase 4 divizii de infanterie și 2 brigăzi de tunuri de asalt. Divizia 17, 12 iulie. Divizia 4 Munte, 24 iulie. Divizia 97 Vânător, 28 iulie, Divizia 304, 18 august, Brigada 259, 5 iulie și Brigada 239, 18 august, 44. Se observă că ultimele două divizii de tancuri germane au fost retrase chiar în timpul ultimei întâlniri Antonescu cu Hitler de la Rastenburg, 4-6 august. Retragerea diviziei 14 Panzer este consemnată și în raportul operativ din 6 august trimis de generalul Avramescu la Marele Stat Major, care arată că aceasta este ultima unitate blindată germană din frontul Armatei a 4-a, care rămâne astfel complet lipsit de rezervă de blindate la est de Siret, pe rocada Târgu Frumos, Iași. Frontul românesc a rămas fără sprijinul acestor divizii de elită, având în rezervă doar divizia 1 blindată a generalului Radu Corne. Divizia 1 va lupta la 20 august 1944 la Scobâlțeni, unde a reușit să oprească pentru numai o zi blindatele sovietice, după care se va retrage spre sud. Linia frontului a fost împânzită cu mii de mine anti-infanterie și anti-tank. La zeci de ani după război, încă se mai găsesc mine și muniție neexplodate în Moldova. Despre conflictul sovieto-german din 1941-1945, probabil cel mai distrugător din toate timpurile, atât prin volumul pierderilor umane, cât și prin efectele politico-sociale, s-a scris și se scrie enorm. În ultimii ani în Occident au apărut numeroase lucrări de specialitate, bazate îndeoseb pe surse germane, fie de arhivă, fie memorialistice, care sugerează că multe dintre bătăliile purtate de-a lungul celor 4 ani de război ar trebui reevaluate și reanalizate. Timp de decenii, istoria frontului de est s-a scris folosindu-se aproape exclusiv documente sovietice și lucrările de mari dimensiuni editate la Moscova, istorie oficiale a căror lectură trebuie făcută cu mult spirit critic. Analize recente realizate pe măsură ce arhivele germane au ajuns în atenția specialiștilor
demonstrează că istoriografia sovietică a interpretat într-un mod subiectiv campaniile militare, trecând sub tăcere eșecurile, diminuând pierderile proprii și exagerându-le pe cele ale inamicului. Una dintre aceste bătălii este cea de la Târgu Frumos din primăvara anului 1944. Într-o lucrare apărută în 2007 și intitulată sugestiv Red Storm Over the Balkans, The First Soviet Invasion of Romania Spring 1944, istoricul american David M. Glantz sugerează că în iarna și primăvara anului 1944 Armata Roșie a condus o ofensivă pe scară largă pe întreg frontul din nordul Moldovei, cu obiective extrem de îndrăznețe, inclusiv cucerirea regiunii petrolifere de lângă Ploiești și pe cale de consecință a unei părți însemnate din teritoriul românesc. Glantz respinge ideea adoptată de decenii de istoriografia sovietică și apoi rusă, conform care ar fi existat două direcții principale de efort militar, nord-est și sud-vest, Leningrad și Ucraina. Iar după atingerea obiectivelor acestora, în aprilie 1944, Stalin ar fi ordonat schimbarea priorității strategice în Bielorusia pe direcția Minsk-Varșovia. Ofensiva spre România purtată de forța a două fronturi sovietice a fost oprită prin efortul concentrat al trupelor germano-române, care au stabilizat frontul, aducând inamicului pierderi grele în oameni și mai ales unități blindate. În consecință, istoricul american, autor a numeroase lucrări de referință despre frontul de est, sugerează că eșecul a fost ascuns de sovietici din motive evidente de propagandă. După ce frontul germano-român s-a prăbușit în vara anului 1944, această ofensivă de mari proporții eșuată a fost trecută sub tăcere, ca și sacrificiul făcut de soldații români și germani în primăvara anului 1944. Și istoricul german Klaus Schoner, într-o lucrare dedicată luptelor purtate de Wehrmacht pe teritoriul României în 1944, subliniază faptul că înaltul comandament al armatei de USCA germane ajunsese la concluzia că ofensiva sovietică pentru primăvara anului 1944 viza tot flancul sudic al frontului de răsărit, determinată înainte de toate de factorul politic, primul obiectiv al Uniunii Sovietice fiind scoaterea din război a României, ceea ce ar fi pus capăt dominației germane în sud-estul Europei. Dacă în Occident bătălia pentru Moldova din aprilie-iunie 1944 este destul de cunoscută, cea de-a doua bătălie de la Târgu Frumos fiind obiect de studiu în academiile militare americane în timpul Războiului Rece, în România ea reprezintă un mister pentru opinia publică. După 1990, specialiștii s-au concentrat asupra evenimentelor derulate în jurul actului de la 23 august 1944, trecând sub tăcere evenimentele din primăvara acelui an, cu excepția notabilă a istoricului Petre Otu. Declanșată la sfârșitul lui decembrie 1943, ofensiva de iarnă a Armatei Roșii s-a desfășurat pe întreaga lungime a frontului, reușind să-l străpungă și să se apropie de granițele României. Glantz sugerează că Stalin cerea această presiune pe întreg frontul, având convingerea că apărarea trebuia să cedeze în anumite sectoare. După o scurtă acalmie, ofensiva sovietică a fost reluată în martie 1944. Frontul întâi ucrainean, comandat de mareșalul Gheorghe Jukov, a desfășurat operațiunea Proskurov-Cernăuț, frontul 2 ucrainean, mareșalul Ivan Konev, operațiunea Uman-Botoșan, iar frontul 3 ucrainean, generalul de armată Rodion Malinovski, operațiunea Odessa. La sfârșitul lui martie 1944, unități aflate în subordina lui Jukov au realizat câteva capete de pod la vest de Nistru, iar la 29 martie Cernăuțul a fost ocupat de corpul 11 tancuri și divizia 11 infanterie, trupele sovietice atingând ulterior un aliniament de 100 de kilometri între Colomea și localitatea Margina, la poalele Carpaților Orientali. Concomitent, frontul 2 ucrainean a străpuns apărarea germană forțând Nistrul la 18 martie 1944 și intrând pe teritoriul românesc. Din capul de pod realizat, unitățile sovietice au continuat atacul, depășind Prutul și Siretul și cucerind succesiv Soroca, Bălți, Botoșan și Rădăuț. Frontul 3 ucrainean și-a dirijat o parte din forță spre Tiraspol și Odessa. Pentru a nu fi încercuite, armatele 6 germană și 3 română s-au retras pe Nistru. La mijlocul lunii aprilie, sovietici au cucerit Tiraspolul, au forțat Nistru și au realizat un cap de pod la sud de Tighina. Au trecut sovietici în defensivă de la mijlocul lunii aprilie? Sursele oficiale ale războiului apărute din anii 60 până în 1999 la Moscova asta indică.
David Glantz are însă o altă opinie. În acest sens, autorul citează inclusiv din memoriile generalului Vasili Ciuicov, eroul de la Stalingrad, care în primăvara-vara anului 44 comanda armata opgardă și care susține că la începutul lunii mai primise ordin să se pregătească de ofensivă în zona Chișinăului, partea unei ofensive generale derulate de frontul 3 ucrainean. Chiar dacă precizează ulterior că Stavka, înaltul comandament sovietic, a anulat ofensiva, Glantz este de părere că renunțarea la ofensiva planificată fusese doar o consecință a înfrângerii trupelor frontului 2 ucrainean condus de Konev, care ar fi trebuit să forțeze pătrunderea la sud-vest de Iași. O altă sursă citată de Glantz este istoria în 4 volume a Marelui Război Patriotic, apărută la Moscova în 1999. Zolotaev, editura Velikaya, Otecezvenaya Voina, 1941-1945, în care se precizează că la 2 mai 1944, Konev a încercat să învăluie forțele germano-române din zona Iași-Chișinău în cooperare cu trupele frontului 3 ucrainean, eșecul forțând Stavka să decidă la 6 mai trecerea în defensivă. După cum vom vedea, luptele teribile purtate în această perioadă în zona Târgu Frumos sunt un argument în plus, sugerând că într-adevăr intenția sovieticilor nu se limita la atacuri locale de fixare, ea fiind de a străpunge apărarea și a înainta spre Pruci, în funcție de împrejurări, de a forța chiar ocuparea câmpurilor petrolifere. În primăvara anului 1944, frontul din Moldova a reprezentat o prioritate pentru Stavka, care a încercat din răzputeri să pătrundă pe teritoriul românesc. Luptele continue, între care se disting 3 bătălii mai importante. A doua jumătate a lunii aprilie, începutul lunii mai, începutul lunii iunie, au fost purtate de un mix de trupe germane și române cu contribuția decisivă a unităților de blindate din cadrul diviziei Gross Deutschland. Luptele acerbe și unitățile deplasate de germani în nordul Moldovei demonstrează că la Berlin se înțelegea foarte bine importanța teritoriului românesc, teza conform căreia germanii abandonaseră România nefiind conformă cu realitatea. E adevărat că imediat după stabilizarea frontului, în perioada 23 iunie 18 august 44, înaltul comandament german a retras în România 11 mari unități, dintre care 7 de blindate, inclusiv divizia Gross Deutschland, transferându-le spre alte sectoare ale frontului de est amenințate. Să nu uităm însă că în această perioadă are loc și debarcarea din Normandia. Germania nu avea resursele de a proteja toate zonele amenințate, încercând să-și folosească diviziile de elită acolo unde presiunea inamic era mai mare. În privința pierderilor, estimarea e dificilă. Din cei aproximativ 850.000 de oameni din compunerea fronturilor 2 și 3 ucrainene folosite pe frontul românesc, în primăvara anului 44, aproximativ 150.000 au fost pierderi, morți, răniți, dispăruți, un procent de 18%. Relativ redus comparativ cu alte operațiuni importante ale războiului. Pe de altă parte, cifrele demonstrează luptele grele care s-au dat într-un sector de front în care sovieticii au susținut că se aflau în defensivă. În privința subgrupurilor Wöhler și Dumitrescu, care numărau aproximativ 300.000 de oameni, pierderile s-au ridicat la aproximativ 45.000, 15%, luându-se în considerare media pierderilor diviziei 24 Panzer, aflată permanent în acel sector de front și pentru care există rapoarte detaliate privind pierderile. Germanii susțin că au distrus aproape 400 de blindate în timpul celor peste 2 luni de luptă. Cifra e probabil exagerată, dar nu departe de adevăr. Puțin sau deloc cunoscut opiniei publice românești, peste jertfa de sânge a soldaților români implicați în bătălia pentru Moldova, s-a așternut uitarea. Azi, după 7 decenii, când patimile politice și ideologice s-au mai stins, sau mai bine spus ar fi trebuit să se stingă, dincolo de cunoașterea propriei istorii, avem obligația unui singur lucru: amintirea celor care au murit în uniformă și cu arma în mână pentru apărarea României. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!